Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O universitate din Statele Unite oferă studenților un curs care e foarte popular, un curs în care îi învață să nu facă nimic. Nimic, asta este cursul. Deci în sfârșit ceva util pentru, și pentru politicienii români, nu mai e nevoie să plagieze. Poate să-și dea masterul cu mine dacă vor. Da. Și eu pot să țin un seminar oricând. Este vorba despre Universitatea Lawrence din Appleton, din Wisconsin. Am spus numele în cazul în care vă interesează. Disciplina asta este cea mai populară. Relatează Evident. Revista Time, citează de news.ro. 52 de studenți urmează acest curs în semestrul în curs. Mai mult decât la orice alt curs de la această universitate specializată în arte. Aici sunt aproximativ 1500 de studenți cu totul. Deci sunt artiști oricum, din plecare s-au orientat către a nu face mare lucru. Da. Din plecare se pregătesc de foame. Da. Cum arată aceste cursuri? Sunt interzise telefoanele. Deci este liniște somn. Asta sunt, da? Se interzic telefoanele, nu intri cu telefon ca să nu te teteze nimic. Se predau virtuțile mersului pe jos. Deci știu, eu vă zic că îi pregătește de sărăcie de primă. Mai bine pe jos decât bicicleta costă, trotineta costă, mașină, ai nebun, știi cât poluează. Mai și slăbești dacă mergi cu bicicleta. Există cursuri de somn. Universitatea spune că studenții care dorm cel puțin 8 ore pe noapte au în mediu o rată de succes mai bună decât cei care pierd nopțile, deci de-aia mi-a mers mie greu în facultate. Să știi. Da, că nu dormeam. Studenții sunt încurajați să iasă din casă pentru câte 30 de minute, măcar 30 de minute, fără telefon mobil. Mergeți pe străzi. Plimbați-vă. Luați-o ușor. Da. Uitați-vă la vitrine, că mai mult nu puteți să faceți. Sunt planificate și alte activități. Tai chi. Tai cum? Tai chi. Tai chi e chestia aia în care seamănă cu arte marțiale cu încetinitorul. Fac chinezii. Ați văzut? A, un fel de yoga, balet. Da, face așa. Și acum, știi, și faci foarte încet când îl lovești pe nu știu cine în bărbie. Foarte încet, nu știu de ce. Bine. Dar zic că e foarte tare. Apropo de pierderea timpului, dacă iau tai chi, noi avem tai frunză la câini. Exact. Da, cursul învață pe studenți cum să se relaxeze și să se deconecteze. Și asta e cea mai tare. Profesorii sunt de părere că faptul că atât de mulți studenți au ales să urmeze acest curs arată că există o nevoie reală. Ceea ce e adevărat, există o nevoie reală de relaxare, lene, somn, meditație, nefăcut nimic, putem să confirmăm. În orice moment putem să confirmăm. S-au făcut studii care arată că lucruri precum meditația și dormitul suficient, sau fie chiar și simpla ridicare de la birou, sau îți permite pur și simplu să te plictisești. Toate acestea sunt lucruri care ne pot îmbunătăți calitatea vieții, spune decanul. Ne pot îmbunătăți creativitatea, ne pot ajuta să gândim mai profund. Noi confirmăm. Acestea sunt însă, fiți atenți ce se spune la această universitate, acestea sunt abilități, sunt lucruri care trebuie să fie învățate. Nu te plictisești ca orice fraier. Păi, mie mi se pare că noi suntem naturali aici. Deci noi avem talent. Suntem plini de talent. Da, suntem talente născute la a dormi, a lenevi și a nu face nimic. Și vă spun că dacă nu te plictisești puțin, treci degeaba. Da, și o putem face diferit, adică nu plagiem. Da. Știi, să stai să lenevești în moduri diferite, e mare lucru. Da, numai, dăm numai muzică până la final, nu? E, nu chiar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.